găsit, m-au sunat de la Consiliul pentru Combaterea Discriminării, ci că pentru a nu exista probleme, o să li se lasă și bărbaților din Sibiu câteva funcții de conducere, ci că o să conducă în filiale partid organizațiile de femei. Dar, așadar, începând de ieri, oficial, Primăria Sibiului și Consiliul Județean sunt conduse de femei, au depus jurământul. Este un subiect despre care am văzut că vorbește toată presa națională. Știți că în sudul munților femeile conduc mai rar. În Teleorman conduc doar bărbații până la crâjmă, deci altceva. Știți, bărbații spun că femeile nu se gândesc decât la un singur lucru. Nou spital în cazul ăsta. Consilierii locali și județeni au depus ieri jurământul. Ovidiu Siterli, fostul candidat al PSD la funcția de primar, cel care a ieșit pe locul 2, a refuzat această calitate. Păi dacă depunea jurământul, însemna să vorbească public mai mult decât a vorbit în toți anii cât a fost prefect. De altfel, mai puțin politicos, dar nu departe de adevăr, cei de la Turnul Sfatului l-au numit prefectul mut. Eu cred că la domnul Siterli e ca în cazul filmelor de pe net, în care sunetul descarci de pe alt site. Deci dacă vreți ca domnul Siterli să aibă sonor, descălcați-l de pe site-ul www.cindrea.ro. Dar, dragilor, căldura a devenit foarte asemănătoare cu Mihaela Rădulescu, adică insuportabilă. Specialiștii ne recomandă, evident, să ne protejăm, să stăm în case, să nu ieșim în soare și să fim bătuți în cap. Deși, judecând după cine a ieșit pe locul 2 la alegeri în Sibiu, unii sunt deja bătuți în cap. Pe de altă parte, probabil unii o să suporte altfel căldura decât alții. Mă gândesc că dacă avem conducere nouă la Consiliul Județean, unora de pe acolo o să li se facă vânt. Dar se apropie Feric Fashion Week aici la Sibiu. Mi s-a propus și mie să lucrez ca model pentru festival. La secțiunea Așa nu. Sibiul o să fie plin de evenimente, toate legate într-un fel sau altul de modă și evident de fotomodele, având în vedere că în partea asta a țării există expresia grasă și frumoasă. Organizatorii au împrumutat de la Zoo niște plăcuțe pe care scrie: vă rugăm, nu hrăniți fotomodelele. Moda, doamnelor și domnilor, nu este la îndemâna oricui, însă ce se poate spune foarte clar este că moda revine. Votul de la alegerile locale este cea mai bună dovadă. Sunt însă și noi tendințe. Bărbații mai tineri poartă tricouri cu decolteu în față, la care asortează de obicei niște blugi cu decolteu în spate. Interesant este că fetele poartă și vara asta, ca și vara trecută, ca și acum două veri, poartă deci buricul la vedere, spre disperarea băieților care încă speră să vină rândul și altor părți ale corpului, nu doar buricul. Dar, într-adevăr, am citit pe Hot News că un elev a fost eliminat de la BAC fiindcă i-a sunat telefonul în timpul examenului. Probabil era maică sa care vrea să-i spună că n-are voie cu telefon. E foarte bine că există zero toleranță. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă toți copiii ar copia? Câți Victor Ponta ar trebui să avem? Bun. Dar se zvonește că autoritățile vor să organizeze nu doar un Feric Fashion Week, ci și un Feric Fashion Hour în fiecare dimineață când se pregătește ea să meargă la serviciu. Raluca, doamnelor, domnilor! Bun venit! Să se vorbească, că imediat intrăm în vacanță. Da, corect. În 2-3 zile. Doamnelor și domnilor, până la Feric Fashion Week și până la Feric Fashion Hour, vă invităm la ediția din această seară. O vom deschide cu un interviu în premieră. Noul președinte al Consiliului Județean Sibiu, Daniela Câmpean, vine la emisiune. Ne va spune ce are de gând, ne va spune cum a fost experiența asta de campanie electorală pentru domnia sa, ne va spune o groază de alte lucruri interesante, imediat după reclamă. Salut, Sibiu! O să vin să vă văd creația, sunt foarte curios ce vă coace mintea.
Salut, suntem Maxim și ne vedem sâmbătă pe 25 iunie la festivalul Zilele Vecinătății din Sibiu. Ocolul silvic Valea Frumoasă a executat în această primăvară împăduriri pe o suprafață de 29 de hectare, lucrare pentru care s-au folosit peste 100.000 de puieți forestieri produși în pepinierele proprii. În anul 2016 sunt sub urmărire 687 de hectare cu regenerări naturale, iar în pepinierele Ocolului se află în cultură un număr de 190.000 de puieți care vor fi plantați în anii următori. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botez vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Ca sarea în bucate. Abonează-te sau cumpără de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Doamnelor și domnilor, deschidem ediția din această seară cu un invitat special. În primul rând, fiindcă este prima sa apariție televizată într-un interviu după alegerea în funcție, și a doua, fiindcă prin natura sa este o premieră, cred, națională, primul președinte de Consiliul Județean în România, femeie. Daniela Câmpeanu, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Felicitări! S-a întâmplat ieri votul de investitură, de punere de jurământ și așa mai departe. Așa este. Emoții mari? Ieri am avut o ședință lungă de Consiliul Județean, de constituirea Consiliului Județean. S-au validat mandatele consilierilor județeni, s-a ales președintele Consiliului Județean, cei doi vicepreședinți, comisiile de specialitate și președinții și secretarii comisiilor de specialitate. Emoțiile inerente au fost, că ce putem spune, legate de moment, de semnificația momentului. Pare. Și pentru mine personal și pentru mine ca și om politic, însă porneam în această ședință cu șansa, cu prima șansă la a fi aleasă președinta Consiliului Județean, având în vedere că înțelegerea cu Forumul Democrat a existat de dinainte și ca de fiecare dată a funcționat. Ce a spus familia? Era destul de clar imediat după ce au venit rezultatele alegerilor pentru Consiliul Județean, deci oarecum la câteva zile după alegerile din 5, a fost destul de clar ce se va întâmpla. Fiindcă se conturau majoritățile, una era de-a dreptul firească, PNL-FDGR, și atunci păstrând ceea ce s-a discutat în campanie, era destul de clar că veți fi președinte. Ce a spus familia cu gândul că într-adevăr se va întâmpla? Adică... Da. În primul rând, era firească, așa cum a spus dumneavoastră, această alianță, ca să spun, pentru că atât Forumul Democrat al Germanilor, cât și noi ne situăm pe dreapta eșichierului politic și atunci este o alianță naturală, firească, așa cum a spus. Familia, ce pot să vă spun? Ca întotdeauna a fost alături de mine, a trăit emoțiile și ale campaniei și a alegerii și ale numărării de voturi. Mine, da, am fost susținută și bineînțeles că în aceste condiții s-au bucurat chiar și fetele, mai ales cea mare, care inițial așa avea o oarecare reținere, a avut mai mult contact cu mediul public, ca să spun așa, și acele discuții legate de calitatea de politician, care știm că înseamnă că fiica cea mare înseamnă trăiește mult, în lumea reală, da, în care oamenii sunt un pic nemulțumiți de... Da, o făceau să privească oarecum cu scepticism, ca să spun așa, această campanie și această lansare a mea în politica mare de acum. Însă, pe parcursul campaniei electorale, după ce a văzut că și alții susțin această candidatură a mea, după ce am discutat mai mult ce înseamnă și
ce poți să faci pentru comunitate din această postură, a intrat. Ia câți ani are acum? 16 ani. Mulți înainte. Și acum chiar se bucură foarte mult și este foarte mândră, la fel ca și cea mică, de poziția. Va fi poziția. Un alt tip de expunere și pentru ele, fiindcă poziția dumneavoastră va fi una foarte vizibilă, inevitabil, deși probabil nu vă veți dori, inevitabil și familia prin dumneavoastră va fi expusă. Așa este și înainte să aleg să intru în această competiție electorală pentru această funcție, am avut o discuție în familie cu soțul și fetele mele, le-am explicat inclusiv aceste lucruri, legate de expunere și de ce poate să iasă din toată această situație. Din fericire pentru mine, am niște copii înțelepți, maturi pentru vârsta lor, așa sunt copiii oamenilor politici, se maturizează din timp. Când au un control, așa. Și au înțeles, ne-am asumat cu toții, așa că nu cred că vor fi probleme. Nu vă veți despărți, evident, de formarea pe care o aveți. Sunteți avocat și rămâneți avocat, dar nu veți practica. Înțeleg că e o incompatibilitate între cele două. Vă veți despărți practic de cabinet, de colegi. Da, este o ruptură, ca să spun așa. Sufletul mi se împarte în două, pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, am o profesie și o meserie la care țin, pe care am practicat-o cu plăcere și mi-a fost foarte greu. Țin minte ultima dată când am fost la sala de judecată și m-am dus la birou și m-am întâlnit cu colegele, am început să plângem toate trei. Dar nu mă despar definitiv de această profesie. Urmează să mă suspend din baroul de avocați, este necesar să se întâmple acest lucru, dar oricând pot să... Da, corect, viața cine știe în ce direcție. Nu știm în ce direcție ne poartă. Ok, cabinetul practic va funcționa cu colegele dumneavoastră, nu? Nu, sunt cabinete individuale, okay. Doar că lucram în aceeași încintă, nici măcar asociate, lucram în aceeași încintă și colaboram foarte bine, însă cabinetul meu, activitatea în cabinetul meu individual se va suspenda. Ați aflat ce salariu veți avea, ce indemnizație veți avea ca președinte? Am aflat, dar nu știu dacă pot să spun, este... Păi nu este, cred că e publică, e undeva la 5-6 mii, cred. 6 mii de lei. 6 mii de lei. E mai puțin decât câștigați până acum cu veste tristă asta. Nu vreau să atingă acest subiect. Dar nu, serios, mulțumesc pentru grijă pe care mi-a purtat. Cred că contează, nu? Exact. Sunt convins că și în familie ați discutat, mă, e ok, nu e ok? Eu cred că, viața mai asum și alte. Câți bani ai, atâția cheltuieli la un moment dat. Da, sunt persoane care trăiesc cu mult mai puțin. Așa. Nu ar trebui să mă plâng pentru această sumă. Important este ca să reușesc să realizez ceea ce mi-am propus și atunci satisfacțiile sunt mult mai mari. Ați avut între timp și o întâlnire cu cei care vor munci alături de dumneavoastră în instituția Consiliului Județean? Ați avut deja o astfel de întâlnire? Cum ați simțit-o? Fiindcă, probabil, ca în orice colectiv, există simpatie, există nu neapărat antipatie, dar oameni care vă simpatizează mai puțin. Care a fost mesajul? Această întâlnire cu tot aparatul de specialitate am programat-o pentru luni la ora 9. Mm-hmm. Prin mesaj le-am transmis celor directorilor și managerilor instituțiilor de cultură în cadrul discursului pe care l-am avut ieri în ședința de investire. Pentru că au umblat tot felul de zvonuri și oamenii au fost oarecum, nu pot să zic înfricoșați, dar cam așa, acesta mesajul este era, mesajul vine care ea și vă schimbă. Vine ea, vă schimbă, o să vedeți ce face, nu o să vă mai fie bine. Exclud o astfel de abordare. Eu chiar toată viața mea, cu oricine am lucrat, fie că la cabinet, fie că în activitatea politică, n-am fost adepta nici a presiunii, nici a amenințărilor, am fost adeptul colaborării, o colaborare onestă, o colaborare corectă. Și asta îmi propun să fac și la Consiliul Județean. Dar veți face, presupun, mă iertați, veți face, presupun niște, dacă nu evaluări, măcar niște analize cu privire la oamenii de acolo. Analizele sunt inerente pentru că trebuie să vedem ce se poate îmbunătăți. Exact. Eu sunt convinsă că putem să facem o echipă cu
angajații Consiliului Județean, cu angajații instituțiilor din subornă și managerii și directorii acestor instituții. Bineînțeles că se impune o analiză a activităților, a, mă rog, distribuirii sarcinilor, ca să spun așa, și vom găsi împreună, care sunt cele mai bune soluții pentru, pentru a face ca aceste instituții să funcționeze pentru ceea ce este menirea lor, pentru cetățenii sibieni și pentru a le eficientiza, a le aduce mai aproape de cetățean, a aduce o performanță. Este păcat ca să ne raportăm la niște instituții publice și să discutăm ca la stat. Aia merge, că așa e la stat, la stat merge orice. Eu chiar cred că în instituțiile publice sunt oameni pregătiți care, dacă sunt orientați și știe conducătorul ce să le ceară, cum să le ceară, pe ce ton să le ceară, pot să facă performanță și pot să fie altfel decât s-a creat mitul acesta. Pe de altă parte, cine nu se adaptează, e liber să plece. Absolut, dacă nu o să ținem pe nimeni cu forța. Sper și eu. Dacă nu poate, așa cum nu s-a întâmplat și cu fostul președinte, mă refer aici la fostul președinte ales, nu la colegul de astăzi care a asigurat interimatul, așa cum s-a întâmplat și cu fostul președinte, există un aparat propriu al președintelui, care vine și pleacă odată cu președintele. Spre exemplu, Ioan Cindrea l-a avut pe fostul nostru coleg Radu Nechit în aparatul său. Aveți genul ăsta de abordare? Aveți o gândire deja? Am parțial o gândire cu privire la cabinetul președintelui, că discutăm de 4 consilieri. Pentru început am considerat că ar trebui ca o comunicare bună cu cetățenii, cu presa, cu ONG-urile, cu mediul de afaceri să existe. Și atunci am căutat cu atenție și m-am oprit asupra unei doamne care provine din societatea civilă, o doamnă care este președinta unei asociații, asociația Alex, se numește Camelia Proca, un adevărat profesionist și în comunicare și în activitățile pe care ei le desfășoară în această... Excelent, o cunoaștem și noi pe Camelia. Da, doamna va fi consilierul meu personal pe probleme de comunicare. Extraordinar. Restul de trei, urmând să îi acoperiți pe parcurs, ei trebuie la rândul lor să acopere niște domenii sau pot fi pur și simplu un fel de sfătuitori care să se ocupe... fel de sfătuitor, dar pe anumite domenii, pe care, spre exemplu, obligatoriu, partea pe care mă simt cel mai vulnerabilă este partea tehnică. Uh-huh. Și atunci unul dintre consilierii care va fi în cabinetul președintelui va fi un consilier pe probleme tehnice. Da. Aveți nume în vizor sau urmează celelalte trei zi? Am purtat mai multe discuții cu mai multe persoane. La momentul la care se va realiza o înțelegere cu una dintre acestea, o să vă comunic. Ați insistat pe Dar vă asigur că la fel vreau să fie profesionist în domeniu, pentru că eu chiar cred că dacă ai oameni, te înconjori de oameni care sunt profesioniști, care știu ce este mai bine de făcut pe domeniul lor de activitate, poți să faci lucruri bune. Știți că ați vorbit de transparență foarte mult în campania asta electorală și partidul a insistat că tot ceea ce se întâmplă cu banul public, cu inițiativele publice, trebuie să fie un fenomen transparent. Vă aduceți aminte că la un moment dat, cred că la turnul sfatului TV am avut o întâlnire și vă spuneam, doamnă, poate ar fi bine ca adresa de mail, măcar adresa de mail, să fie publică. Poate trebuie să vă gândiți la asta și să o anunțați public. Acum, în aceste ore la care discutăm, se lucrează tocmai la a se întocmi și această adresă de e-mail, pagină de Facebook, site, absolut tot, și va fi o adresă a președintelui la care eu voi răspunde personal la mesajele pe care cetățenile mi le vor adresa. Nu știu dacă veți avea atâta timp, dar... Asta e consilierii, e important ca cetățenii... Nu cred că o să stia toată lumea, toată ziua, adică 10, 20 sau 100 pe zi să-mi trimită mesaje. O să fii mesaje. Surprinsă câtă lume are, mai ales pe Facebook, de... Nu, eu am luat modelul de la primarul Clujului, Emil Boc. El are o astfel de adresă la care răspunde personal și se pare că se descurcă. Mă gândesc că dacă poate dumnealui, pot și eu. Corect. Chiar cum priviți
fenomenul ăsta, fiindcă toată lumea vorbește despre el, mărturisesc că pentru noi ca sibieni nu știu că mai pare așa o mare brânză, dar cum priviți abordarea asta, în special a presiei naționale, domnule, singura femeie președinte de Consiliul Județean? Adică, cu tot respectul, e excelent că sunteți femeie, dar cred că mult mai important este să fiți profesionist, să vă faceți treaba și așa mai departe. Da, acum presa națională are în vedere toate zonele, așa să zic, din țară și trebuie să fim corecți cu noi, să recunoaștem că sunt județe din România unde nici nu poți să gândești că... Așa ceva, da, corect. Așa ceva. Însă Sibiul este un județ și un oraș special, europenizat de-a dreptul și altfel, abordările sunt de altfel. Nu mă simți tu discriminată, să se extindă, da, fenomenul. Da, e greu pentru o femeie să ajungă. Sunt mai puține și că nu sunt multe care se implică în lucrul ăsta, că au alte preocupări și din cele care sunt, nu ajung. Da, eu cred că în primul rând de aceea nu sunt, pentru că nu foarte multe se implică. Și cred că multe dintre doamnele care nu se implică ar putea să facă cu succes orice, să îndeplinească orice funcție în administrația publică locală. Femeile sunt conștiincioase, au o aplicare spre detaliu care te avantajează într-o funcție dintre asta publică. Sunt într-adevăr și organizații cu abordări mai misogine, ca să spun așa și să fim direcți. Dar nu m-am simțit discriminată, că acolo voiam să ajungem. Sunt obișnuită să iau pe oameni așa cum sunt și să iau mesajele lor, pentru că nimeni, nu putem fi în consens cu toții întotdeauna, nu? Și într-o familie suntem două, trei persoane și la un moment dat avem divergențe. Păi dacă te vrem place la unul, un ton și... politicos și suntem civilizați, e ok, când okay. ajungem să ne spunem... mai puțin civilizat? Da. Eu stăteam și mă gândeam cu... Din la... nu știu dacă cu groază sau cu păcatul fericire. Lor să fie. Stăteam și mă gândeam ce ar fi dacă la un moment dat vom avea și un prefect femeie, atunci chiar ar fi... Da! Ar fi ceva! Lăsați, doamne, lăsați! Vreau să vă mulțumesc... Un coleg de-al meu ar spune, ar fi sfârșitul lumii. Da, corect! Vreau să vă mulțumesc, doamne, pentru prezența la emisiune. Multă baftă! Va fi un mandat, nu știu dacă greu, dar cu multe provocări. Sunt convins că nu uitați prioritatea numărul 1, spitalul, cea pe care v-ați asumat-o public și cu care probabil veți merge și de acum înainte. Nu voi uita și nu voi uita nimic din ceea ce am promis în campania electorală. Mi-am luat la biroul meu, programul meu, toate aparițiile publice pe care le-am avut, ca în situația în care uit ceva să revăd acolo. Avem și noi înregistrările. Și sunt convinsă că aveți și noastră grijă de asta. Mulțumesc, doamna președință, mulțumesc pentru prezență. Doamnelor, doamnelor, luăm o foarte scurtă pauză. Imediat după, cu Adrian Tibo o să ne întâlnim, fiindcă v-a invitat la furtună, nu la furtună de afară, așa cum era așteptată în zadar, ci la o piesă în aer liber. S-a desfășurat astăzi, dar și mâine va avea loc. Adrian Tibo, mulțumesc. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea.
Salut, Sibiu! O să vin să vă văd creație, sunt foarte curios ce vă coace mintea. Salut, suntem Maxim și ne vedem sâmbătă pe 25 iunie la festivalul Zilele Vecinătății din Sibiu. Doamnelor și domnilor, ne reîntâlnim și îi mulțumim pentru asta cu managerul Teatrului pentru Copii și Tineret Gong, Adrian Tibu. Mulțumesc pentru întâlnire. Cu mare drag. Nu e întâmplătoare, fiindcă astăzi, chiar în perioada timpului în care noi vorbim, are loc un eveniment al Teatrului Gong, un eveniment în aer liber, care nu aduce ceea ce spune titlul. Așa este. Furtună. Despre ce e vorba totuși? Este prima dată când un teatru din România montează un spectacol în aer liber cu marionete după un text de Shakespeare. Pentru noi e o bucurie, fiindcă încercăm să promovăm arta animației și să reinterpretăm textul scris de William Shakespeare, totodată să marcăm 400 de ani de la dispariția acestuia, într-un spectacol care îmbină atât marionete cât și actori la vedere. Și cu care ați fost deja în afara Sibiului. Așa e, a fost prezentată luna aprilie la Craiova și ca un inedit, o să spun ție pentru prima dată, spectacolul a fost invitat în China, la Wuzhen, în perioada 22-27 octombrie. Vom avea 4 reprezentații acolo. Dar e un festival acolo? Sau e un festival de marionete, un festival internațional cu 1500 de participanți, la care am fost invitați pentru prima dată. Dezvoltați și voi, cum dezvoltă și Teatrul Național, relații cu spațiul asiatic. E așa bine? E un bagaj fabulos, pentru că e o tradiție mult mai bună pe zona de marionetă și păpușerie. Și ca atare, pentru noi e un schimb de experiență foarte bun și totodată o bună platformă de promovare a proiectelor Teatrului Gong, nu doar acest spectacol, cât și repertoriul nostru, dar mai ales un schimb important pentru a aduce companii din China în cadrul Festivalului Tânăr de la Sibiu, pe care tindem să-l organizăm în fiecare toamnă în orașul nostru. Ok, să ne întoarcem la evenimentul care are loc în timpul în care noi vorbim. Întâi de toate, e în aer liber unde? În aer liber, în Piața Mică, pe o scenă montată în fața Casei Artelor. E o scenă cu o deschidere de 6 metri, construită special pentru acest spectacol la București. Un spectacol în care proiecțiile video și fluiditatea păpușilor încearcă să plăsmuiască într-un fel textul dramaturgului englez, pentru că e o reinterpretare a piesei clasice, întrucât am încercat să adaptăm textul pentru elevi cu vârsta de peste 12 ani. Eu asta vreau să spun, să nu ne lăsăm păcăliți de faptul că sunt marionete. Așa și e. Automat e un spectacol pentru copii. Nu. Pentru copii, e pentru copii mici, da. E pentru un spectacol pentru tineri și chiar și adulți, dar care vine tocmai cu acest inedit ca specific al Teatrului Gong, Arta Mânuirii Păpușilor. E un spectacol care vine să sondeze de fapt sinele nostru și cred că într-o perioadă tulbure am reușit să alegem un text bun, pentru că nu facem altceva decât să discutăm despre răzbunare, asumarea greșelilor, care duc până la urmă la iertare, și tocmai ăsta e mesajul textului pe care încercăm să-l punem în Piața Mică, un text în care încercăm să pornim de la parabola lui Shakespeare, în care discutăm despre un teatru cu păpuși însuflețite, în care Antonio e într-un conflict cu fratele său Prospero, izolat pe o insulă, acesta își creează un teatru ambulant, descoperă și magia alături de îngerul Ariel. Acesta își aduce fratele pe această insulă pustie într-un naufragiu, el reușește să controleze inclusiv natura, tocmai pentru a avea această confruntare directă și pentru a discuta despre iubire și dragoste între personajele noastre, dar și răzbunarea dintre cei doi frați. E un spectacol cu artiștii Teatrului Gong sau sunt și din afară? Sunt și din afară, lucrăm și cu actori de la Brașov și de la Craiova. E o producție complexă pentru că tipologiile pe care încercăm să le recreăm sunt cu totul aparte și a necesitat și o colaborare bună cu Craiova. Acest spectacol este o coproducție cu Festivalul Shakespeare de la Craiova și ca atare încercăm să aducem tocmai această inovație de sculpturi în sârmă, pentru că păpușile sunt de fapt goale prin interior.
anterior. Acestea reprezintă doar imaginația lui Prospero și încercarea acestuia de a construi o lume mai bună. Spectacolul este afară pentru a aduce o doză de inedit sau este afară fiindcă, cel puțin în cazul Teatrului Gong, spațiul e limitat și nu permite? E adevărat că spațiul nostru e limitat, dar am construit acest spectacol și pentru a putea fi adaptat în sala noastră. Dar totodată ne-am dorit foarte mult să promovăm situl istoric al orașului. Piața Mică are o arhitectură fabuloasă, iar ca atare, amplasarea unei scene în aer liber, din lemn și metal, am considerat că dă foarte bine cu zona respectivă. Spectacolul așadar astăzi în timp ce noi vorbim, dar și mâine de la 10 seara. Așa așadar, e. Și cu asta gata sau îl vom mai vedea? Nu. O să-l mai jucăm și în iarnă, dar în spațiu închis pe sala teatrului și cu siguranță că vom relua spectacolul pe timpul verii în 2017. Până atunci e bine să nu ratăm mâine seară care vrem să mergem. Așa e. Odată cu acest spectacol, stagiunea se încheie, urmează vacanță nu, pentru Teatrul Gong sau? Lucrăm la ultima parte din producția Cel mai mare Gulliver, spectacolul Ad Emilia în colaborare cu Alexandru Dabija. Premiera spectacolului va avea loc pe data de 15 iulie, iar între timp mai prezentăm spectacolele Scamatorii și Puiul de Lebedă, dar și atelierele de creație cu copii și tineret. Nu vă odihniți. Deloc. Înseamnă că veți intra, era să spun, în festival gata obosiți, dar nu gata obosiți, ci hotărâți de... Hotărâți să schimbăm puțin percepția asupra teatrului de animație în România, dar totodată și să aducem lucruri noi, tocmai pentru a ne dezvolta publicul. Teatru tânăr, festivalul tânăr? Va avea loc în perioada 10-16 octombrie, cu invitați din Rusia, Armenia, Germania, Franța, Spania. Cred că va fi o ediție bună la care încă lucrăm. Dar cu surprize despre care vom mai discuta mai un pic cu siguranță. Atunci vom avea cu siguranță ocazia să le dezbatem. Mulțumesc, Adrian, pentru prezența la emisiune. Doamnelor și domnilor, încheiem această seară aici. Ne vom revedea mâine. O să vă spunem că nu e un secret evident și invitații. Va veni alături de noi deputatul Raluca Turcan, președintele PNL Sibiu, într-o primă apariție televizată de analiză, dacă vreți, a alegerilor locale. O prima apariție televizată după alegeri, deci, și fiindcă, iată, tot vorbim de activități publice, sunt zilele vecinătății, au început deja, oarecum timid, a fost o întâlnire a conducerii primăriei cu cetățenii din Valea Aurie, fiindcă în Valea Aurie sunt zilele vecinătății în acest an, au început de zilele vecinătății cu această întâlnire și continuă sâmbătă și duminică cu evenimente artistice, sâmbătă, tineretul are prioritate, iar duminică un spectacol folcloric. Noi vom vorbi despre astea mâine, deci cu Tudor Popa. Ne oprim aici. La revedere, pe mâine!